În județul Gorj, aproximativ 5.000 de persoane sunt în căutarea unui loc de muncă. Dintre aceștia, peste 1.000 de persoane primesc indemnizație de șomaj. La ora actuală avem o rată a șomajului de 3,34%, corespunzătoare unui număr de 4.086 de șomeri, din care 2.100 sunt femei, numărul șomerilor indemnizați fiind 1.141, numărul șomerilor neindemnizați 2.945. Este o rată a șomajului aproximativ egală cu cea înregistrată la sfârșitul lunii aprilie 2023, când aveam 3.982 de șomeri și o rată a șomajului de 3,3%, cât și la fel ca și cea din martie anul curent, când aveam 4.080 de șomeri și o rată a șomajului de 3,33%. Oricum, în permanență, rata șomajului la nivelul județului Gorj s-a situat sub 4%. Dacă e să discutăm în context național, rata șomajului este 3,14%. Primul loc e ocupat de Vaslui cu 8,56%, Teleorman 8,55% și Doljul 8,09%. Iar la nivel regional, rata șomajului este 5,76%, Doljul pe primul loc cu 8,09%, Mehedințul 7,77%, Oltul cu 5,64%, iar Vâlcea are de data aceasta o rata șomajului mai mică decât noi, e 2,99%. Oficialii de la AJOFM Gorj sunt alături de persoanele care își doresc un loc de muncă și organizează periodic cursuri de formare profesională. Din punct de vedere al formării profesionale, avem organizate până în prezent 11 cursuri la care am cuprins 287 de persoane, din care 207 sunt șomeri indemnizați, 76 sunt șomeri neindemnizați și 4 persoane cu plată, beneficiind practic de gratuitatea serviciilor de formare profesională un număr de 283 de persoane. Ocupațiile în care am organizat aceste programe de formare profesională sunt cele de agent de securitate, administrator pensiune turistică, electrician, cameriste, sudor, bucătar, coafor, operator introducere, validare, prelucrare de date, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze, operator, calculator și referent resurse umane. Pentru perioada următoare formăm grupe pentru brutari, cofetari, confecționeri, asamblori, articole textile, lucrător comercial și intenționăm să organizăm aceste programe în cât mai multe localități din județul Gorj, exact cum am organizat și anul trecut în mai multe localități. În municipiul Târgu Jiu, rata șomajului atinge pragul de 1,1%, adică aproximativ 700 de târgujeni nu au un loc de muncă.